O sarcină extrem de dificilă pentru Marius Budăi, ministrul pensiilor, ministrul muncii. Recalcularea pensiilor până la sfârșitul anului, recalcularea tuturor pensiilor, filă cu filă, cum spune domnia sa, pentru ca ulterior, după ce pensiile sunt ajustate, să poată fi mărite corespunzător și nu mărite așa cum și-a impus practic guvernul în mod inițial, adică fără un prag anume. E interesant că se ocupă de pensii, pentru că, iată, avem o problemă aproape fără ieșire în pilonul 2 de pensie, unde au dispărut 2 miliarde de lei. Cum au dispărut? Prin inflație și neutilizarea corespunzătoare a banilor depuși în acest pilon 2 de pensii.